Potrivit unui studiu, s-a arătat că mai mult de jumătate din români nu cumpără nicio carte în decursul unui an. Și voiam să vă întreb, o editură cum contracarează această apatie a publicului? Poate să nu numim chiar apatie, pentru că în clipa în care ai un succes cum e jurnalul Oanei Pelea, ca să iau ceva proaspăt până la urmă, nu? O carte care în câteva săptămâni de la apariție a trecut ștacheta obișnuitelor 2000 de exemplare, tirajul mediu din piața de carte de la noi, îndreptându-se, iată acum sunt, cred, peste 20-25 de mii de exemplare. În clipa în care lansezi la sfârșit de noiembrie Hertha Müller, încă de pe atunci Vulpea era vânătorul, și la fel în câteva luni se duc 20 de mii de exemplare, înseamnă că nu ai numai decât de a face cu o apatie. Dacă știi să ieși cu cărțile pe care oamenii le vor, înfrângi orice blazare. Sau când ai 160.000 de cititori pentru De ce iubim femeile, 40.000 pentru Despre îngeri, carte nu ușoară, Dumnezeule, topuri, nu știu acum să le spun pe de rost, dar o privire aruncată pe aceste topuri Humanitas vine și confirmă cele pe care le spun. Am văzut în topurile din mai multe, în urma mai multor târguri, că foarte mult primează cărțile cu tentă autobiografică sau cărțile biografice. Dumneavoastră aveți o întreagă serie de Da, jurnale. sunt de fapt două serii ale colecției pe care o coordonează Oana Bârna, Memorii jurnale, apoi Portrete corespondențe. Ambele serii sunt de succes. Ambele serii s-au îmbogățit foarte mult în număr de titluri în acești ultimi ani. Asta nu doar dintr-o intenție, o strategie mecanică din interiorul editorialului Humanitas, ci și pentru că, așa cum ziceți, e o plăcere a lecturii de acest tip de carte. E limpede că ne place să împrumutăm viața altora. Asta și pentru că spuneam că ai atâtea vieți câte cărți ai citit. Da, în clipa în care te duci în memorii, te duci în jurnal, te duci în autobiografie, te duci în viața altuia, te simți mai puțin singur, împrumuți de acolo o experiență, împrumuți poate un mod de a fi care să te ajute să treci peste întâmplări ale tale asemănătoare cu care n-ai știut să negociezi foarte bine. Cum i-ați convins pe acei oameni? Presupun că au fost și momente delicate în care probabil nu au vrut să-și predea jurnalul sau memoriile sau... Mulți dintre autori, nu toți, dar mulți sunt ca niște copii sau acceptă gândul că o carte până să iasă în librării e ca un copil pe care trebuie așa să-l pornești ușor, ușor la drum, să-i găsești și haine, să-i găsești și nume, titlu și așa mai departe. Și au încredere în noi, ne dau acest copil spre, zic eu, bună creștere. Există cărți care se vând datorită numelui care este pe copertă, pentru că autorul acela spune ceva, dar există și cărți foarte bune scrise de scriitori tineri. Care este strategia de promovare a unui scriitor tânăr foarte bun? Aveți o strategie de promovare? Cred că în cazul autorului tânăr necunoscut, cea mai importantă piesă în toată regia de marketing e de fapt chiar cartea lui. Dacă e foarte bună, dacă e interesantă, dacă face să se vorbească despre ea, va birui anonimatul în scurt timp. Vin și aici cu un exemplu, chiar dacă unul atipic, pentru că nu e din zona debutanți în roman sau proză scurtă
tânăra generație, etc. E Gheorghe Florescu, de care nu auzise nimeni, care a venit cu un manuscris memorii, erau spre 1000 de pagini în faza de propunere, lucrând împreună cu redactorul de carte, încredințându-ne, așa cum vă ziceam, acest copil al lui, iată că am ieșit cu o carte care de asemenea și-a câștigat statutul de bestseller. Cartea de la sine și-a făcut marketingul. Ceea ce sigur nu înseamnă că noi stăm așa și doar așteptăm să vedem că se întâmplă lucruri. Avem un marketing foarte viu. E Gabriela Maz, pe care cred că o cunoașteți, care face multe dintre evenimentele Humanitas. E, cum spuneam, regizorul acela, mai puțin prezent pe scenă, dar extrem, extrem de dinamic în culise. Dacă tot vorbeați despre evenimente, la târguri am observat că Humanitas este editura cu cele mai multe lansări sau una dintre editurile cu cele mai multe lansări. Și voiam să vă întreb cât de mult influențează lansarea propriu-zisă, vânzarea unui volum, presupun că se vând mai multe după lansare. Am să spun mai întâi că sunt cel puțin două pricini pentru care facem atât de multe evenimente la târgurile de carte. E o pricină internă, să o numesc. Cred că e normal să-ți onorezi autorul cu o lansare și atunci dacă e un titlu nou, Lucian Boia, Ioana Pârvulescu, Radu Paraschivescu, Gabriel Liceanu, Andrei Pleșu, Mircea Cărtărescu, etc., e firesc să faci și o lansare și să o faci acolo unde e mai multă lume, mai mult spectacol. A doua pricină e din afară și ea ține exact de această nevoie de a-ți răsplăti periodic publicul. Ori dacă noi construim târgurile de carte nu ca pe niște târguri de vânzare, punct, ci ca pe niște spectacole, o facem din dorința de a fi aproape de cititori, de a dialoga cumva cu ei prin intermediul evenimentelor, lansărilor, sesiunilor de autografe. Vrem să știe că suntem vii și că știm că ei sunt de asemenea vii și că depindem unii de ceilalți, la modul frumos. Ați spus într-un interviu... Și credeți-mă că nu e bucurie mai mare decât aceea ca la sfârșitul unui târg de carte care te epuizează, e mult consum de energie, de timp și așa mai departe, nu e bucurie mai mare decât să vezi că iei pentru a 15-a oară premiul Votul Publicului, cea mai iubită editură. În clipa aia dispare și oboseala, dispar supărările, nervii, că au fost, sigur, și dintre acestea. În clipa aceea spui, da, mi-am făcut datoria, da.